A, și baptiștii au, au, unii acceptă că avem și noi Duhul, sunt locuire, prezența Duhului sunt în viața noastră, suntem și noi mântuiți, vom merge și noi în cer, dar totuși le lipsește ceva. Bă, dacă ar avea niște, niște daruri din asta în care să li se reveleze din când în când anumite lucruri, ar beneficia și ei de, de lucrarea asta extraordinară a Duhului sunt Ei sunt cumva în inferioritate. Să uit așa. Se, îi simți la, și dacă nu spune nimica, așa transpiră de superioritate. Mă, săraci. Nu au, nu știu ce înseamnă adevărata lucrarea Duhului Sfânt, domnule. Nu știu ce înseamnă să experimentezi pe Duhul Sfânt, da? Eu nu cred că suntem în niciun fel de inferioritate, cred că suntem în superioritate, pentru că Dumnezeu a făcut să fim în superioritate biserica și ei sunt în superioritate, dar nu știu. Dar toți suntem în aceeași superioritate, dacă am putea să spunem așa, deși nu avem cu cine să ne mai comparăm, pentru că toți avem revelația deplină. În inferioritate au fost cei care au avut revelația în parte. Da, dacă eu eram într-o biserică oarecare în care a fost, uh, fost plantată de apostolul Pavel, Pavel a plecat pleca de acolo și avem așa niște idei generale, adevărate, uh, serioase, sănătoase despre anumite doctrine, despre anumite evenimente și cineva vine și profețește și ne dă un detaliu în plus, cineva vine iarăși și profețește și ne dă un detaliu în plus. Frații se bucură de fiecare lucru. Când Dumnezeu ți-a dat totul, tu nu te simți în inferioritate. Ce aș fi vrut să rămânem la aceeași fază de... Uh, la aceeași fază de început în care să avem foarte puține lucruri și tot din când în când să ne mai dea câte cineva ceva și în fiecare generație să existe proroci care să reveleze lucrurile care mai erau necesare? Nu! Suntem în superioritate, suntem avantajați pentru că Dumnezeu ne-a dat scris tot ce a vrut să știm. Noi stăm acum și noi, mă, oare ce ar mai fi important despre venirea Domnului și noi nu știm? Oare ce ar mai fi important despre nașterea din nou și noi nu știm? Aș un proroc să ne dea vreun detaliu. Nu! Avem tot ce trebuie să știm în cuvântul lui Dumnezeu.